Acvariul de pe faleza cazinoului se degradează de la o zi la alta. Constanțenii care trec zilnic prin fața lui privesc neputincioși la clădirea care devine încet, dar sigur, o ruină. În ce stare este? Dezastroasă. Nu, cred că nu s-a dat niciun buget, adică să fie reparat. Păcat. Nu arată prea bine, nu știu cum e înăuntru, când am fost de mult. Dar când am fost ultima dată, erau și bazinele mai sparte, mai urâte, mai așa, nu? Autoritățile vin însă cu vești bune. Ornamentele clădirii vor fi restaurate. Studenții Facultății de Arte se vor ocupa de reabilitarea acvariului spre bucuria vizitatorilor care îi vor călca pragul de acum înainte. Intenționăm să realizăm un parteneriat împreună cu aceștia. Este pregătit și urmează săptămâna asta să facem o primă întâlnire în vederea semnării lui. Studenții Universității de Arte au început deja cercetările pentru reabilitarea acvariului de pe faleza cazinoului. Ornamentația a fost executată în 1993 de Gheorghe Firică. Artistul plastic și-a adus contribuția și în realizarea unor lucrări spectaculoase din interiorul cazinoului, dar și altor clădiri de patrimoniu. Ornamentele de pe clădire au fost restaurate acum mai bine de 30 de ani. De atunci, edificiul a început să se degradeze treptat. Chiar dacă nu vorbim despre o clădire de patrimoniu, aceste ornamente au o foarte mare însemnătate artistică. Clădirea a funcționat ca restaurant, anexa cazinoului, iar din 1958 a devenit acvariu. Din 2012 s-au făcut investiții pentru a elimina sursele de pierderi de apă și vapor din imobil. Acvariul a fost uscat, tencuit și consolidat, însă doar la interior.